Salutare, prieteni, bine v-am regăsit la un nou episod de San Andreas Multiplayer. Suntem pe website rpg.bizon.ro, dar în următoarele momente vom trece cu siguranță la un topic care vă interesează foarte, foarte tare. Pentru prima dată în atâția ani de YouTube, în nici nu mai știu, 10 ani, 12 ani de YouTube, când fac YouTube pe canalul ăsta, nu mai Samp, o să vă arăt exact câți bani câștig eu din YouTube într-o lună de zile. Pentru că mulți dintre voi au impresia că YouTuberii se îmbogățesc, au impresia că, nu știu, lucrurile în ziua de astăzi pe YouTube stau cu totul altfel. Așa că haideți să vă învăț și pe voi o chestie. Dacă intrăm pe site-ul socialblade.com, este un site care evaluează câștigurile YouTuberilor. Ok, dacă dăm la mine Swifty Gaming Ro, Swifty, câștigurile, atenție, numai din anunțurile de pe YouTube, doar din anunțuri, nu din parteneriate, nu din colaborări cu branduri, nu din alte chestii de genul, efectiv din anunțurile pe care voi le vedeți în clipuri. Câți bani câștigă YouTuberul respectiv? Ok, și hai să vedem ce zice acest site care estimează aceste câștiguri. Spune că într-o lună de zile eu câștig între $2 și $33. $33 în cea mai bună lună și cel mai bine plătit dacă aș avea contul înregistrat pe o țară care plătește cel mai bine, adică pe Finlanda, pe America, pe Canada sau pe altceva. Eu am înregistrat contul meu pe United States, pe America, ca să pot să câștig mai bine. Ok, eu între $2 și $33 pe lună. În mare parte, site-ul ăsta zice bine ceea ce zice. Haideți să vedem acum exact cât câștig eu pe lună. Ca să înțelegem chestia asta cum funcționează câștigul, mi-a luat și mie ceva să înțeleg. Ei bine, la început de tot poți avea două variante prin care să câștigi bani din anunțuri. Ori punând anunțurile de la Google, deci împartenerindu-te cu Google AdSense, cu serviciul care pune anunțuri de la Google. O să încerc să explic cât se poate de simplu, fără să intru în detalii foarte pompoase. Numai că acel serviciu, pe vremea când știu că eram acolo la AdSense acum vreo 4-5 ani, AdSense-ul ți-a 70% din câștigurile tale și tu primești numai 30% din câștigurile tale. Enorm de mult. Așa că lumea se rupe de serviciul de stat, cum ar veni Google AdSense, și se duce la servicii de anunțuri private, cum sunt și eu. Iar eu din 2019, deci de vreo 5 ani, dacă nu mă înșel, da, sunt la un serviciu privat de anunțuri care gestionează anunțurile. Se numește chestia asta, se numește MCN, Multi-Channel Network, adică o rețea de mai multe canale care gestionează anunțurile. Ăștia mie îmi dau 90% din câștigurile mele, mi le dau mie, comparativ cu 30% de la Google AdSense. Așa că toată lumea se duce aici. Ăștia care sunt eu în parteneriat, adică Channel Frederator se numește această comunitate, care pe YouTube au vreo 2 milioane de abonați, deci sunt foarte cunoscuți, cu sediu în America, încă am un contract cu ei, pe 90% din câștigurile mele să le primesc, iar 10% iau numai ei. Ei bine, după cum putem vedea, într-o lună de zile, mie mi se spune că am câștigat, de pe 26 mai până pe 23 iunie, acum am câștigat $6.60. Suma asta este reală, vă pot confirma. Haideți să vedem câți bani am făcut eu pe lunile anterioare, câți bani mi s-au trimis în contul meu bancar. Luna mai am făcut $9.20. Asta înseamnă 20 de cenți. Adică, dacă este să mulțim $9... 9,20 dolari ori 4,62, parcă e dolarul, am făcut 42 de lei luna trecută din YouTube. Pe luna aprilie am făcut $16, nu știu ce s-a întâmplat aici, dar am făcut $16, adică 74 de lei. Iar în luna asta am făcut 50 și ceva de lei în martie. Astea sunt câștigurile mele din YouTube. Nu știu ce aveți în cap unii dintre voi, că sunt niște câștiguri de alea colosale sau, nu știu, niște chestii de neimaginat. Uitați aici clipurile, cum sunt plătit per clipuri. Pe clipul de l-am postat acum câteva zile, văd că a făcut 83 de cenți, aproape un dolar. Deci cât înseamnă asta? 83 de cenți ori 4, așa, vreo 4 lei a făcut clipul ăsta. Clipul ăsta la fel vreo 4 lei. Următorul, care a fost postat acum o lună, a făcut 3 lei și un pic. Astea sunt top 3 clipuri care au fost postate în ultima lună și au făcut cei mai mulți bani. Deci cel mai mulți bani din ultima lună a făcut un clip 4 lei și ceva. 4 lei fix. Asta ca să vă faceți o idee de niște lucruri aici. Haideți să mergem pe joc să discutăm mai departe lucrurile astea. Ok, am intrat pe mirobolantul nostru joculeț. Bun. Acum, poate chestiile pe care le-ați văzut nu sunt atât de uluitoare. Poate v-ați așteptat mulți dintre voi la chestia asta, poate unii dintre voi nu v-ați așteptat la chestia asta. Acum, sincer, ce să vă zic, nu știu, ce tare sunt curios ce părere aveți voi despre toate chestiile astea. Cum vedeți voi chestia asta? E mult, e puțin, probabil o să spuneți toți că este puțin, dar ca idee, tocmai de aceea niciodată nu am zis că fac
chestia asta pentru bani. Bun, la chestia asta nu pun faptul filmezi, da, la chestia asta nu pun promovările serverelor de SAMP. Bine, acum în ultima vreme cei drept sunt și mai puține pentru că se deschid, nu prea se mai deschid servere de SAMP aproape deloc, ceea ce este, bine, aiurea pentru cei care făceau promovări. Dar ca idee, eu nu trăiesc din jocul ăsta, nu fac banii din jocul ăsta, din YouTube sau din alte asemenea, eu fac din cu totul altceva, banii fac, sunt angajat de atâtea luni de zile, câștig foarte bine, ideea este că fac chestia asta din plăcere și din pasiune. Și vreau să înțelegeți că, bine, și promovările, cât timp eram neangajat și eram mic, 15-16 ani, acolo, nu știu, 10 euro pe o promovare, veneau ok, 50 de lei, mai te descurcai, dă un suc, dă una, dă alta. Dar vreau să înțelegeți că lucrurile nu sunt chiar atât de rost precum poate vă gândiți mult dintre voi, bă, ăsta face bani, bă, ăsta nu știu ce, nu să fac bani în YouTube în România. Cel puțin nu la nivelul ăsta și cu siguranță cei mai mari, ca să zic așa, youtuberi fac bani, dar grosul vine cel mai probabil, adică sigur grosul vine din colaborări cu branduri, din promovări cu branduri și așa mai departe, nu vin din efectiv anunțurile de pe YouTube. Anunțurile de pe YouTube sunt un bonus acolo, îți dau și ei ceva acolo, ați văzut și voi cât îți dau. Cu siguranță la alt nivel, cu siguranță sunt alți bani implicați și v-am zis, probabil din veniturile cuiva 70% sunt promovările și 30% sunt anunțurile efectiv de pe YouTube pe care le vede lumea. De ce am CarPlay la ăsta PC mobil? Cred că am uitat să-i schimb CarPlay-ul la Benchu ăsta. Am uitat să-i schimb CarPlay-ul. Știi ce? Hai să-l punem la Car Market Benchu ăsta. Nu știu, nu că aș vrea neapărat să-l vând, dar n-am altceva mai bun de făcut în acest moment, așa că vreau să... Unde e Car Market-ul? GPS... Pe aici, pe un important place, pe aici era pe undeva, dar nu mai știu pe unde exact. Car Market. Gata, pe aici era. Să vedem cine îl cumpără, ia, Benchy. Benchy, this price, Benchy, 2,2, deci înainte de scumpire. Păi o să-l vindem și noi cu mai mult decât în dealership, nu? Pentru că în dealership cu siguranță nu este stoc pe Benchy. Nu, așa că hai să punem și noi cu mai mult decât este în dealer. Și o să punem cu 2,3 KKK dacă vreți să cumpărați acest Ben și mai vinde și noi ceva, mai facem și noi ceva în plus pe jocul ăsta. Nu că aș fi vrut să vând neapărat Ben și ăsta, dar trebuie să mai facem și noi ceva pe jocul ăsta. Blooding Brangerul ăla e un Car Market de luni de zile, nu l-a cumpărat nimeni. Sampule, te cam duci, sampule, de tot te duci, sampule. Și acum poate mă întrebați, ok, what the fuck, ăsta vinde o barcă. Și acum probabil vă întrebați... Ia mă, cu cât să vinde un Benchy pe aici? Uite și Bloodring-ul meu, cred că ăla era. Ia. Cum văd? Nu aici. Hai să vedem. Așa, probabil acum am întrebat, ok, Swift, și care a fost cea mai bună lună în care ai făcut cei mai mulți bani din YouTube? Probabil a fost o lună în care am avut 4-5 promovări, să zic. Probabil pe la 3-4 milioane a fost, cred că, cea mai bună lună pe care am avut-o eu vreodată din YouTube, deși cred că exagerez. Deși cred că exagerez, cred că pe la 2-3 milioane a fost, estimez eu, cea mai bună lună din YouTube. Dar exagerez, oricum, e destul de mult, exagerez. Dar dacă să o faceți așa o idee la nivelul ăsta, cam câți bani se câștigă sau lucruri de genul, și pe mine m-ar fi ajutat informațiile de genul în urmă cu mult timp, ca să zic așa. Dar ca să faceți o idee că acum fac, mereu am făcut chestia asta din pasiune, restul a fost un plus. Am zis când eram mai mic, da, într-adevăr, faptul că veneam niște bani acolo în plus față de, nu știu, bursa pe care o aveam de la facultate și atât, da, se simțeau. Dar acum e cu totul altceva. Benchy, nu știu cât să vinde mașina asta. Add in car market, dispound the vehicle first. Ai bă frate, te face de Benchy despawn, da? A zis despawn și după a zis Benchy. Unde e Benchy? Așa, add in car market, bă... From purchase price to the state. Ce zice? Upon selling the vehicle. Plătești 1% taxă. Bun. Gata. 2,5 KKK. Perfect. Bun. Și acum cu ce plecăm de aici? Acum cu ce plecăm de aici? Bă, vreau să mă urc în mașina mea. Unde a pus-o? Unde pui mea a pus? Uite pecărul acolo cu câți bani să vând astea, frate. Bloodring Branger. Cred că ăsta e al meu, dacă nu mă înșel. Nu vreau să-l cumpăr, că e al meu. În puii mei. În fine, Sand King, mamă cât de scumpe s-au făcut astea de la un timp. Cât de scumpe, cum stai pe stratum atâția bani, mă, dar ăsta este tunat, arată foarte bine stratumul ăsta. Ok, bine.
Bine, bine, cel puțin te poți sinucide ușor aici. Uite, cineva dă live la News Reporter sau acolo tare. Mamă, dar sunt ceva oameni aici. Am înțeles. Cineva cu foarte multe conturi. Și ne întrebăm de unde sunt atât de mulți jucători pe Samp. De unde sunt arenviat Sampu? Mai este o chestie aia cu update-ul care n-a mers. În fine. Fraților, vă mulțumesc foarte mult că ați fost astăzi alături de mine până în punctul ăsta. Cu siguranță v-a plăcut ceea ce ați văzut. Sper că v-a plăcut ceea ce ați văzut. Cu siguranță ați fost și voi curioși. Am promis chestia asta că vă arăt de mai mult timp. Am promis că vă arăt câți bani câștig eu din YouTube. Am văzut mai mulți oameni care fac chestia asta pe YouTube și mi se pare efectiv foarte ok să o faci, mi se pare ceva confidențial. V-am arătat și site-ul ăla pe care cu siguranță mulți dintre voi îl știți, socialblade.com, unde vedeți acolo exact numărul de abonați pe care are cineva, cât a făcut în timp real și chestii de genul, plus câți bani face din YouTube aproximativ, și de cele mai multe ori site-ul ăla este foarte corect, așa că folosiți-l cu încredere. V-am confirmat și eu anumite chestii, așa că acum nu rămâne decât să, nu știu, să vă las pe voi să vă uitați și să vedeți și la alți YouTuberi dacă pentru prima oară ați descoperit site-ul acum. Uitați și voi cât de frumos este LG-ul ăsta, frate. În fine, fraților, vă mulțumesc încă o dată pentru toată atenția acordată și până data viitoare, stay close. Bye!